Bună seara! Doamna Marina, bucuroși de oaspeți? Da. Iată că venim la dumneavoastră cu la mulți ani și cu urări de bine, căci anume astăzi, în această zi frumoasă de primăvară, vă sărbătoriți cea mai frumoasă zi din viață, ziua de naștere. Felicitări cu frumosul jubileu de 50 de ani! Chiar și cerurile și-au strâns astăzi toate puterile și au trimis pe pământ mii de raze aurii dătătoare de viață. Iată că și noi, muritorii de rând, trimitem rugi cerului să vă dea tot binele din lume. Aici, în familie, în casă, să domnească sănătatea, să domnească norocul, fericirea, pacea, să fiți întotdeauna așa cum sunteți astăzi, înconjurată de oameni buni, de prieteni adevărați, cei dragi sufletului să stea cât mai mult în preajmă și v-aș mai spune, la mulți ani, cu sănătate, Domnul să vă dea de toate, poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc, la mai mult și la mai mare. Și fie ca bunul Dumnezeu să vă călăuzească orice pas făcut în continuare. După cum știți, noi oferim servicii, surprize pentru tine. Și vă pune tradiționala noastră întrebare, cum credeți, cine a solicitat felicitarea? Copiii, soțul. Haideți să vedem! Țineți această tortă pentru masă de sărbătoare. Avem niște flori minunate care vă aparțin. O șampanie. Țineți? Avem niște fete frumoase care au un cadou minunat pentru dumneavoastră, o amintire perfectă. Și sigur că avem pentru dumneavoastră și un mesaj frumos. Scumpa, bună și draga noastră, astăzi este o zi specială pentru noi, deoarece este ziua ta, scumpa noastră, măicuță. Să știi că suntem extrem de norocoși că avem o mamă atât de blajină, caldă și bună. Ne simțim norocoși pentru că mereu ne protejezi și ne susții în toate. Cu fiecare an, vocea ta devine tot mai blândă și specială pentru noi. Ne liniștește, ne dăruie senzație de confort și grijă. Îți mulțumim din tot sufletul pentru viața, dragostea și sprijinul pe care ne-l oferi de fiecare dată. Tu ești cea mai bună și îți mulțumim pentru toată dedicația ta. De ziua ta îți dorim să simți același lucru, să fii sigură că poți avea încredere în noi și că o să te ajutăm necondiționat. Să știi că te iubim foarte mult și îți dorim cele mai calde urări de bine. Fie ca oricare zi din viața ta să fie plină de căldură, lumină și gânduri bune. Noi, copiii tăi, vom depune tot efortul ca să stăpânim armonie și înțelegere din familia noastră. Îți dorim toate stelele arzătoare pe cer care să te ajute să-ți îndeplinească toate dorințele. Îți dorim oameni apropiați care să te susțină de condiționat, prosperitate, bunăstare și doar emoții pozitive. Rămâi așa cum ești, fiindcă ești extraordinară. Din tot sufletul am vrea să fii fericită, împlinită, iubită, să primești satisfacție de la viață și să-ți realizezi tot ce ai de gând să faci. Fii mereu sănătoasă, înconjurată de oameni iubitori și de cât mai multe evenimente interesante. Să ai parte de o viață lungă, liniștită, frumoasă și plină de momente de fericire. Fie ca tristețele și momentele grele să te ocolească, iar momentele bune să se înmulțească. Te iubim extrem de mult! Cu un la mulți ani vin fiica Natalia, generele Andrean și nepoției Angelina și Maxim, fiica Mariana cu nepoții Alexandru și Vlad și Sergiu de la Italia. Felicitări dumneavoastră! Doamna Marina, știm precis că aveți și dumneavoastră așa, vreau câteva cuvinte pentru cei dragi sufletului. Mulțumesc tare frumos!
pentru surpriză. Svit sănătoasă. Toți împreună, toată familie. Mă bucur că v-am alături. Și mulțumesc și la cumătri, la prieteni, fratele, cumnata, nepoții. Au venit în ziua de azi să sărbătorească ziua mea de naștere. Și vă mulțumesc și dumneavoastră că nici dumneavoastră m-ați felicitat. Și am mai spune, să trăiască o măgeata noastră, dacă am putea, i-am da casa, cerul, soarele, străjerul, leagănul, vântul, iar masa, pământul. Felicitări dumneavoastră!